Bună dimineața, București! Cu Alex Vinculescu și Andreea Bratu. Bună dimineața, 9 și 28 de minute, da, chiar am furat un pic startul, pentru că Andreea a venit și n-avea sens să-l mai ținem pe bară, să povestim fără să auziți și voi. Am zis să povestim împreună aici pentru toate urechile. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, mulțumesc Bună pentru dimineața. Invitație! Bine ce am ascultat, domne, un pic mai devreme? Ce a fost... Prima mea, o să zic așa că îmi place cum sună, prima mea colaborare cu Andra. Mm-hmm. Și sunt foarte, foarte prima. Fericit. Da. Dintr-o serie. Cu speranță în viața la asta, mai multe. În viața asta, da, mi-aș dori. Păi dar ce, cu WhatsApp a făcut două, eu ce am, sunt mai mic și mai negru sau ce s-a întâmplat? Nu, serios. Nu m-am gândit la despărțire. Da, nu m-am gândit la despărțire, este piesa din tinerețe preferată a Tătuțului, toți prietenii mei de pe net îl știu pe Tătuțu. Tătuț. Da, tatăl are meu. Un sound așa un pic păi da, anilor. Piesa asta e un remake după cunoscutul șlagăr al lui Dan Spătaru, da. Nu m-am gândit la despărțire, cu același nume. Lansat în 1983 la Mamaia. Clipul nostru de acolo e și inspirat la festivalul de la Mamaia. E onorant pentru mine. Eu am 23 de ani, adică nu crești mare. În 83 nu eram nici sărut mâna. Că n-am zis. În 83 nu eram nici măcar în proiectului de facere, cum ar veni. Însă taică-mi are 73-74 de ani. Mama nici a vrut tinerică, vă dați seama că n-am crescut cu Mugi Mafia, eu am crescut cu muzică din asta. Și cumva mă bucur că am reușit așa să aduc în atenția generației mele și oamenilor care ne ascultă muzica. E fain că ați reușit să dați o interpretare a voastră acestei piese. Are și soundul modern, regăsim acorduri mai moderne, dar te duce așa și către acolo. Partea nostalgică a piesei. Și cu La La Laurile alea. Da. Și... E o piesă pop clasică, e o piesă de muzică ușoară. Da. E o piesă de muzică ușoară cu ceva nou și cu ceva vechi. E foarte... V-am zis, eu sunt tare bucuros de piesa asta și mă bucur că atâtor... stai, că nici nu mai știu să vorbesc. Că atât de mulți oameni se bucură odată cu noi de piesa asta. Primim mesaje foarte multe și oameni de la voi, de la radio, care ne trimit că ascultă piesa pe mașină și noi suntem, wow, ce bine, wow. Bine, cred că e cel mai frumos sentiment să simți munca apreciată. Mm-hmm. Toată povestea asta cu remake-urile pieselor, știu că este un proiect al casei de discuri. Pentru că am ascultat și piesa Un Minut, remake-ul după Haikyuu. Și mi se pare foarte tare că se întâmplă lucrurile astea. E făcută în realitate. Foarte puțină lume știe că piesa asta e făcută acum un an și jumătate. Okay. Și piesa asta, Nu m-am gândit la despărțire, are un videoclip, un alt videoclip filmat doar cu mine singur. Piesa asta trebuia să fie lansată anul trecut în mai, cu un videoclip filmat împreună cu mulți prieteni de-ai mei și cu Anca Dinicu. Okay. Dar cu două zile înainte de lansare a auzit Andra piesa asta și a zis stați așa puțin. Da, și a acceptat să fie pe piesa, pe piesa noastră. Da. Am intrat pe YouTube să văd și captura cu clipul. Uh-huh. Să văd cum stăm cu Dan Spătaru și cu Fuego. L-ați bătut pe Fuego. Din ce punct de vedere? Da, să nu înțeleagă, nu a greșit. Andra și Andrei Bănuță, Nu m-am gândit la despărțire, official video. 5,4 milioane de vizionări. Asta acum două săptămâni. Da. Deci mult mai mult decât ceilalți. Nu se compară, vă dați seama că în momentul în care Dan Spătaru era hit... El ca om în sine, nu exista nici YouTube, nu exista nimic. Da, corect. Fuego e foarte iubit de oamenii lui, de doamnele și domnișoarele lui. Are doar 250.000 de vizualizări. Cât? Deci 250.000. Voi 5,4 milioane, Dan Spătaru 1,9 milioane. Da, da. În sfera lui Fuego de public, nu știu dacă e atât de pe TikTok, pe YouTube, noi acolo furăm teren, cum ar veni. Mai pe apometre și pe pager, la... Cum ar veni, da. Dar uite, mi-a povestit Măruță o chestie foarte interesantă vis-a-vis de ce înseamnă să fii un om iubit, știi, și să fii un când zic un om, mă refer realmente un om. Înainte să fii un cântăreț, un artist, un om de televiziune sau ce știu, un om iubit. Dan Spătaru, când era la teatrele de vară de la mare, cum se organizau pe vremea respectivă, din ce mi s-a povestit, că nu trăiam și nu știam. Așa, din ce mi s-a povestit, Dan Spătaru, în momentul în care avea concert, era nevoie să lua o piatră de pe jos și pe gardul
teatrului de vară se scria atât, Dan Spătaru, sâmbătă, Dan Spătaru, ora 8 sau cât era. Și sala era neîncăpătoare. Da. N-avea loc nici fanfara militară să mai tragă pe acolo. Să știi, da. Pentru că drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată și te s-au întâlnit în studioul București. Să știi. Și s-au întâlnit drumurile tale cu drumurile Andrei. Putem spune că faceți parte din generații oarecum diferite. Da. Dar uite că a mers și a mers bine colaborarea asta dintre voi. Cum a decurs discuția? Bună, Andra, sunt Andrei. Salut, Andrei, ce faci? Ești bine? Nu m-am gândit la despărțire. Hai. Nici eu. Care a fost inițiatorul? Cine a fost inițiatorul? Eu cu Andra ne cunoaștem de mult. Tatăl Andrei, domnul Mihai, tatăl ei, a fost primul în care mi-a îndrumat în pașii mie în industria muzicală, care a crescut în mine. Când eram mic, după ce am fost la un concurs de talente, de voci, m-am văzut acolo și mi-a fost așa, adică e și prieten cu tata, cumva mi-a fost aproape cu sfaturi în perioada respectivă și mi-a explicat ce și cum e bine să... Ți-a fost un mentor într-o perioadă dificilă la început de carieră? Mi-a fost mentor și uite că vezi când vorbesc așa de niște oameni care au contat foarte mult pentru mine și care și-au pus amprenta în dezvoltarea mea, mă emoționez într-un fel și mi se pare că eu de obicei îmi găsesc cuvintele destul de ușor, dar uite acum parcă mi-e puțin mai greu. Tatăl Andrei a fost omul care mi-a îndrumat primii pași în muzică, doar că eu Andrei am mai trimis multe piese, multe, pentru că v-am zis că îmi doream, înainte să începem, v-am zis că îmi doream foarte mult să ai o colaborare poate, cu ea. Da, poate printre cei mai printre artiștii pe care eu iubesc cei mai mult din toate generațiile noastre e Andra. Și i-am trimis multe piese, dar s-a întâmplat ca asta să fie. S-a întâmplat ca asta să îi se potrivește, să simtă că îi se potrivește, să simtă că ni se potrivește. A venit să trag, l-am lăsat și de videoclip și de tot ce avea și de bani băgați. Am zis, lasă, hai sora mea. Hai să facem, da. Să facem și a fost, ea e foarte mișto și foarte drăguță. Și împreună cu echipa mea de la Madman Music am reușit să punem pe, să punem pe roate toată treaba asta, să facem demersurile pentru tot ce a însemnat un clip nou, o variantă nouă de sound. Poate că la un moment dat o să facem cumva să inserăm în ceva cadre din clipul vechi. O să vă distrați foarte tare, cu totul, mă, n-are nicio treabă, dar nicio treabă cu ce s-a întâmplat. Mamaia 83 versus celălalt clip unde făceam dragoste în baie, o să vreți să-l vedeți la un moment, dar credeți-mă. Să sperăm că se poate adresa tuturor, chiar și nouă copiilor. Se poate că nu e totul cenzurat. E decent și cenzurat. Spuneai mai devreme că voi furați așa foarte mult din zona asta de TikTok, de YouTube, de Instagram, de Facebook. Te interesează foarte mult, adică stai și urmărești să vezi comentariile, stai să urmărești să vezi câte vizualizări a făcut clipul, cât de mult a fost ascultată piesa. Și spun și de ce, comentariile punctez. Pentru că tatăl meu, v-am zis mai devreme, că are 74 de ani, doar că tatăl meu este cel mai cool și upgradat băiat dintre noi toți. Și tata citește el toate comentariile. E bine? Nu, e bine deloc. Că citește el toate comentariile, pentru că eu văd o responsabilitate foarte mare în treaba asta. Tata, oricât de upgradat și de cool ar fi el, și eu sunt și eu copilul unui părinte. Și să vezi cum oamenii, fără să-ți cunoască copilul, jignesc sau spun lucruri urâte despre el, adevărate sau nu, de cele mai multe ori neadevărate. Că, uite, rănesc toate lucrurile astea. Da, și tata și... Uite, mai am o mătușă, mătușii mea Emma, care e ca mama mea a doua. Ea e un pic mai tânără și tot așa citește și ea toate comentariile, sunt foarte upgradate. Eu am o familie foarte unită în treaba asta, sunt acolo, citesc comentariile, nu... Tata m-a întrebat la un moment dat, tata, cum intru să-l înjur? Zic, nu pot să intri să-l înjur, Terina, că era și cu numele lui, avea și poză, eu îi pusesem la TikTok acolo, să-ți fac, să zic, tată, nu vorbi nu urât pe internet, dacă nu vorbesc eu, vorbești tu, dar tata e foarte distractiv, așa, și cumva, ușor, ușor, pot să zic că l-am călit și am înțeles că oamenii nu vorbesc despre mine acolo și că n-am ceva, că eu am postat multe clipuri și cu el pe TikTok, care au făcut foarte, foarte multă vâlvă. Uh-huh. Tata e deci dacă nu știți pe bune, după emisiunea asta să intrați pe TikTok să-l vedeți pe tătuțule și nanți. Deci este viața mea. Așa. Au făcut foarte mult, foarte mulți oameni au văzut și au intrat în contact cu filmulețele. Uh-huh. Și
el se uita la comentarii să vadă lumea ce zice și de el, dar la toate celelalte clipuri se uită să vadă ce zice de mine. Și mă sună uneori, cum mă sună să-mi zică nu ieși afară că plouă. Eu am treabă de la 9 dimineața până la 2 noapte. Nu ieși afară, tată, că plouă. Zic, da. Așa mă sună și îmi zice, tată, ai văzut ce a zis de tine? Zic, tată, nu, n-am văzut, pentru că eu nu aș vrea să nu mai citești toate comentariile, că, tată, dar sunt acolo, ce înseamnă acolo? 1000, ce înseamnă? 12,6K inimioare. Zic, e de bine? Zic, da, tată, dar e bine, nu? Zic, tată, înseamnă că mulți, foarte mulți oameni, foarte multor oameni le-a plăcut clipul ăla, da. Și zic, și eu cum fac să dau și eu? Și l-am învățat să dea like-uri, l-am învățat, acum comentează la toți prietenii mei, că noi suntem o gașcă de copii care de puști. Care cântăm. Alessandra, Theo, Rose, suntem mai mulți, Gabi Bagu de la noi, de la studio, de la Madman. Și tata a învățat și acum a comentat Alexandrei, care a lansat o piesă acum 2 zile, Alessandrei, și i-a comentat, bravo tătuțule, ești valoare, i-a scris pe internet. Ce să fac? Ce să fac? Știți că mi-a scris la o piesă tatăl meu, propriul meu tată, mi-a zis, bravo tată, ești unul dintre artiștii mei preferați. Da, l-am întrebat cu cine concurez și mi-a zis, cum adică? Și mi-a enumerat toți prietenii mei, că lui de noi toți îi place, gen, și că nu poate să facă diferență. Bă, dar sunt fitul, băi, tată. Băi, dar sunt fitul, pe bune. Adică, ca idee, măcar așa că am stat atât timp împreună, dar ce faci? A încercat să fie politically correct. Auzi, cum aș da eu acum postării de pe Facebook like. La postarea aia cu noi. Sau da. Aș pune o poză cu mine și mi-aș da like. Mie. Ba nu, nu e chiar așa. Sigur, nu e. Să vezi atunci. Da. De ce? Dar tatăl tău până la urmă, ți-e tată, dar ți-e și fan. Un fan trebuie să-și dea, să-și pună punct de vedere. Mulțumesc, tată, și tu ești unul dintre părinții mei preferați. E corect, vezi? Păi, da. Nu ai ce să... Asta e, și era are ocazia să facă legal lucrul ăsta, tot nu pot. Nu, da, nu, am noroc să, din punctul ăsta de vedere, am avut o familie care m-a susținut și care a fost cu mine și chiar dacă, poate că, na, vin dintr-o familie normală, adică nici săraci lipiți, dar nici să dăm cu banii în stânga și în dreapta, vin dintr-o familie modestă. Și părinții mei și familia mea toată așa au făcut sacrificii și eu sunt foarte recunoscător pentru chestia asta, pentru că am ajuns să... fac ce-mi place și să mă bucur de tot visul ăsta pe care îl trăiesc acum, că așa se vede prin ochii mei, ca un vis pe care îl trăiesc, în mare parte și datorită lor. Desigur. Ai fost un elev silitor? Ai învățat bine? Nu. Nu. De extrem de cinstit. Nici eu zic la fel. Dar ce vreți să vă zic? Eram mic, eu de la 13 sau 14 ani, eu am cântat la evenimente. Da. De multe ori aveam eveniment duminică seară. Luni dimineață mă duceam la școală, dar nu puteam să fiu foarte competent, pentru că eram obosit, dar mie îmi plăcea să cânt. Și nu, am fost într-un liceu de arte, un liceu de arte Regina Maria din Constanța. Și să știți că cei care făceau multe lucruri în... cei care dădeau semne că o să facă multe lucruri în direcția asta profesională pe care și-o aleseseră, erau cumva... mai puțin aspru judecați în momentul în care nu știau o lecție sau da. Nu veneau cu o temă făcută. Mergeam la ore absent. Adică am fost un elev de... Aveau circumstanțe, știi? Da. Eu tot mergeam la concursuri. Tot făceam diferite lucruri, reprezentam liceu. Acum să mă certe că n-am învățat la istorie până la urmă. Da, la ce? Ce trebuie? Hai că nu mă ajută în ceea ce doresc eu să fac în viață. Și dacă vedeau că sunt dedicat și că fac din toată inima și nu eram doar eu, că eram mai mulți în clasă și în școală. Dacă vedeau că suntem atât de dedicați, cumva nu voiau să... Da, și până la urmă era asta. Un... cum să ne zice? O vocativă asta, da, nu? Da. Vocațional. Vocativă, că m-a întâmpit. Vocațional. Nu e problemă, suntem... e dimineață. Da, nu, dar aș vrea să stric tare, liceu! Da. La vocativ. Vocațional. Și atunci lași oamenii să se dezvolte în segmentul pe care l-au ales. Acum poți să fii tare și la matematică, și la pictură, și la... Asta muzică. Zic. Asta zic, că la noi până la urmă s-a pus accentul să plecăm în viață cu niște cunoștințe de care să ne putem folosi, dar nu la modul la care să fim nevoiți să facem performanță în absolut toate obiectele pe care le studiam la școală. Corect. Da. Unde vrei să ajungi? Pentru că ai început așa. Concurs muzical Constanța Steluțele Mării. Cred că vrea să ajungă la Dristor, da? După aia. Ai ajuns până în punctul în care ai colaborarea cu Andra și după ce vrei să mai faci? Îmi doresc să... Nu vreau să bera niciun Dristor, pentru că am mâncat azi noapte la 2, mâncam... Am mâncat cu de toate? La Cogălnicea, nu vrei? Nu, am mâncat... Am voie să zic?
Nici nu știu dacă am voie să zic. Un cunoscut fast food din ăsta, da, care începe cu M. Așa. Așa. Foarte bun. La două noapte era și mâncam. Întotdeauna, oricând, întotdeauna. La orice oră e bun. Da. Instructorul meu de la sală nu o să aibă aceeași părere. Las că nu i-am zis. Păi, cred că ne ascultă, că și ăsta e dedicat. La fel ca toată de la comentarii. Da, așa. Unde vreau să ajung, m-ai întrebat. Da. Vreau să lansez piese pentru oameni. Vreau să lansez muzică cu, pe care să o iubesc eu, pentru că în momentul în care eu iubesc lucruri pe care le fac sau le am sau le spun, le iubesc și oamenii. Și eu niciodată nu mi-am dorit să fiu un artist în rugăciunile mele, dacă vreți. N-a existat niciodată terminologia, vreau să fiu un artist de succes. Eu mi-am dorit să fiu un artist iubit. Nu știu de unde vine asta, nu știu din ce alte nevoi ale mele izvorăște treaba asta, de aia am dorit să fiu un artist iubit. Dar că uite, chiar acum sâmbătă am avut un concert lângă Brăila, într-un oraș, și au venit o grămadă de oameni la mine, extraordinar de mulți, mai mulți ca niciodată la concerte, să facă poze și să-mi spună cât de mult mă apreciază și să-mi spună cât de cât de bine îi fac să se simtă și cât de normal și cât de natural îi fac să se simtă. Și mi-am dat seama că dorința mea și visul meu sunt pe drum, sunt mai aproape ca oricând să se îndeplinească, pentru că de fapt eu asta îmi doresc. Visul meu ăsta e să... Eu sunt un om foarte normal. Eu sunt un om, gen foarte normal, adică... Da, e un comportament firesc, adică nu te-a lovit celebritate. Păi nu, că... Dar adică ce, te recunoaște lumea, tu chiar le răspunzi la salut, nu îi tratezi da, de da, sus. Da, dar n-ai cum să nu faci asta. E vorba de cum sunt... O grămadă sunt care o fac. N-am. Din nefericire, a zice. N-am văzut. Adică dacă fac urât, dar eu n-am văzut. Să vă fie rușine. Să vă fie rușine. Dar Dinu nu, Patrici, faptul că... să-ți fie rușine. Că... mi-au zis că îi fac să se simtă firesc. Asta mi-a plăcut, că îi fac să se simtă normal. Că mă veneau oamenii și mă luau în brațe și știau dume de ale mele de pe internet, de pe TikTok, ce am zis că am zis o prostie la Măruță, de a fost virală pe tot internetul. Nu pot să zic. Că chiar n-am vrut, dar... Știi? Așa. Voiam să fur o rețetă și n-am mai apucat să o fur. Așa, în fine, m-am făcut de râs, s-a uitat și tata mi-a zis... Dar ce, oricum, e ceva normal, toți facem același lucru. Da, altfel... Da, ci că nu la televizor acolo, da, ci că am înțeles că n-ar fi bine zici chestia asta la televizor. Da. Deci, cu toate că este o răutate și un lucru absurd, că datorită acelui furt... Furat. Am ajuns unde suntem. Asta am gândit și eu. Hai că te-ai dus și tu într-o zonă în parte. Nu-ți gândi strâm. Da, până la urmă ce vrei să stau acum să plâng? Trezim oameni, îi culcăm. Normal. Când ori pune matinalul la 10:30 seara, atunci o să fac... Băi, și știau oamenii de vorba asta, eu am crezut că o să treacă. O să zic, trece așa, oficial, să asculte melodiile, de unde? Mi-a scris după. Tu erai ăla care a zis da, așa, vai. Nu, dar mi-a zis cineva, de asta m-au așteptat, de la replica aia. A, vine Andrei Bănuță. Pregătiți-vă. Să zice că știm de la Măruță ce a zis acolo. Înseamnă că ești urmărit și tu și Măruță până la urmă. Asta e important. Da, nu, am comunitate foarte frumoasă și pe care asta vreau să și salut. Am o comunitate foarte frumoasă și pe Instagram și pe TikTok și pe YouTube. Pe Facebook n-am așa mulți pentru că nu prea știu să... Adică eu sunt mai mult generația Instagram. Un pic, adică mă descurc mai bine, mă simt mai acasă cu Instagram și cu TikTok-ul. Mi-a dat la o parte la faza asta, îți dai seama. Nu! Da. Eu îmi doresc. Nu vrei să ai și octogenari lângă tine? Da. Eu mă înscriu. Vezi că am pe TikTok. Păi, da. Am pe TikTok și pe Instagram. Eu, încă o chestie tare. Sâmbătă la cântare, m-am bucurat extraordinar de mult că au venit să facă poze și să vorbim de la bunici la copii. Da. Au venit toți, pentru că eu am un show, deci dacă să veniți la mine, vă invit la mine la unul dintre concertele viitoare pe care le am. Nu știu când o să am în București, că am mai mult în țară perioada următoare, dar... Vă invit la mine la concerte, o să vă distrați și vă promit că o să vă distrați, de o să nebuniți. Am show-ul structurat în așa fel încât nimeni să nu se simtă neglijat de orice vârstă. Uite, pentru oamenii de vârstă cu tata sau din zona vârstei tatălui meu, nu m-am gândit la despărțire. Pentru oamenii care se bucură de ritmuri mai orientale, am și așa, pentru că eu cânt, am și un program de...
balcanic, cum ar veni o parte din programul meu, un colaj balcanic, care, deci ne, cu care ne distrăm cu toții și noi care cântăm și oamenii transmitem chestia asta. Am și un colaj de piese 2000 pentru... pentru nostalgia. Pentru nostalgici. Acolo e pentru mine. Deci te așteptăm la concerte. Și avem și piesele noastre pe limba ta împreună cu Nosfe. Avem o Mon Ami cu Serena. Deci toate melodiile mele... Mă, am o cântare de o să, o să râdeți de nici nu o să știți de ce. Îl cunoști așa de... pe domnul de acolo, din dreapta? Stai că stă să înceapă emisiunea lui de 10 ori România în câteva minute, datorită lui, nu, din cauza ta sau datorită ție, trebuie să ne luăm la revedere, dar nu înainte să te întreb dacă ți-ți place de Ali Bec. Ai văzut la pe TikTok când cântau la Constanța cu Bindu? Da. Ați luat titlul, acum gata, ni l-ați furat și de anul ăsta. Adică provincia e mai tare decât capital. Eu nu sunt un microbist extraordinar. Da. Nu sunt, eu știu să mă joc fotbal la FIFA, așa. Da, dar ai văzut și tu că a fost aglomerație în Constanța, au ieșit pe stradă niște oameni. N-am văzut că n-am fost acasă, dar nu, știu de ce s-a întâmplat, am văzut pe TikTok, ce credeți? Am văzut pe TikTok, dar da, fiecare titlu pe care îl, fie că este, uite, o piesă în locul 1 trending, fie că este un meci câștigat, fie că este o prostie spusă la televizor, fie că este orice, un lucru care reprezintă o performanță, într-un fel sau altul, e lăudabil. Și lăudabil. Exact. Nu știu ce faceți în ultima vreme, dar sunteți precum nemții, că era o vorbă în fotbal, știi? Meciul durează, e jucat de 22 de jucători, durează 90 de minute și îl câștigă întotdeauna nemții. Ați început să, constanțenii, voi să luați totul. Da. Ați luat și programul, ați oprit matinalul la 10. Mulțumim, Andrei. Doamne, aștept, mulțumesc. Să fii sănătos, să rămâi la fel de vesel și de firesc, așa cum chiar tu ai remarcat. Să ai să ne mulți vedem fani. La concertele tale, anunță-ne când tu nu prea ai zis multe, dar tu ai zis că vii. Am zis, nu știu dacă reușesc să ajung, eu stau în afara Bucureștiului. Dacă faci mai aproape de mine... Facem peste tot. Peste tot. Suntem peste tot acasă. Alexandreea, mulțumesc din suflet că m-ați invitat. Și noi, Andrei Bănuță. L-am ascultat și o să-l mai ascultăm, o să mai știm lucruri despre el și în viitorul cel mai apropiat. Okay. Mersi tuturor pentru participare, mulțumim. Aveți grijă de voi mâine dimineață la 6:30, cum de obicei. Până una alta, vă lăsăm cu Răzvan Petreș de 10 ori România. Dacă ați pierdut interviul dimineții cu Andrei Bănuță, nu uitați de Facebook, puteți să-l reascultați. Până mâine, să auzim de bine. Ciao. Ciao. Doamne ajută.